domnul frate. What the fuck, stai acolo, băi. Mă cu și mama de tot, are oalele pline. Băi, dragii mei, vă pup. După aproape jumătate de an mi-am luat și eu telefonul în mână. Am ieșit din junglă și am ajuns unde credeți. Am ajuns bine, într-un pat la hotel. Unde pot să dorm liniștit câteva zile până plec. Nici nu știu cu ce să încep. Am atâtea să vă spun, am atâtea să vă povestesc. Doamne, doamne, doamne. Da, deci în acest vlog o să vă povestesc toată experiența mea de la Survivor, tot ce am pătimit aici, tot ce am tras în aceste 5 luni. Tot ce pot în limita, așa, că nu o să vă povesti chiar tot. Bine, o să încerc să fiu cât mai transparent și să vă spun absolut tot. Unele chestii care nu am nevoie, care nu am voie să, pe care nu am voie, mă scuzați, să vi le povestesc. Mamă, parcă am emoții, să mură. M-a luat telefonul ăsta în mână și nu vine să cred. Doamne, doamne, nu vine să cred că țin un telefon în mână. Fraților, după jumătate de an aproape. E o senzație foarte ciudată, nici nu mergeau degetele bine pe el. Mă apuc să fac bagajul, că trebuie să plec spre aeroport. Țineți aproape că o să vedeți în vlogul ăsta tot ce vreți să vedeți și tot ce trebuie să știți. Pe lângă faptul că o să povestesc cu voi, o să vă arăt și cum o să mă aștepte familia mea acasă, cum o să vină după mine la aeroport, cum o să mă întâlnesc cu Daniela, cum o să vedem ce face bebele, tot ce trebuie să vedeți, o să vedeți în vlogul ăsta. Eu știți că nu prea fac vloguri, adică foarte rar, cred că am 2-3 vloguri pe tot canalul. O să încerc în vlogul ăsta să fiu cât mai transparent și să vă arăt ce trebuie să știți. Uitați-vă ce păr am și îs tuns acum că ne-au tuns la... Ne-au tuns acum când ne-am unificat. La unificare ne-au tuns cât de când ne-am aranjat un pic. Eram sub orice critică. Nu eram eu frumos, dar uitați-vă acum la mine. Deci că am... Deci că am față de spate. Hai vă pup! Ia uite, dacă aveam asta și în junglă, mi-era mult mai ușor. Acum îl bat de la mort. O trecut
că o cumpărare 50 de kg urc. Mă gândeam să știi că nu am cântărit și chiar sunt curios cât de kilogram am, era bine dacă aduceai și un cântar aici, că eram cu ocazia asta. Când vin la tot, ai câte cântar. Da, o să vin cu cel mai mare drag, o să vin. Deci ce pot să spun așa la cald este că a fost experiența vieții mele, aș îndemna pe oricine să meargă și aș, nu știu, n-aș mai repeta pentru că eu sunt chestii pe care să faci singur dat în viață. Știi și am creștinul fost anul trecut, dar este o experiență de care am învățat, doamnă, o grămadă de lucruri și cred care că... Care este cel mai important lucru pe care ai învățat? Am învățat... Aleale! 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 Puliță! Eu, tăl, că nu mai știe cu civilizația cu astea. Eu, ești admirat de când am dat la televizor. Da. Auzi, pătrător să merge în civilizație, nu păi anul. Ca să știi. În junglă, trebuie să mă înțeleg. Trebuie să mă înțeleg că mă uit ca... Deci mă uit ca și cum am ieșit din pușcării, de așa mă, cum le-am dat pe oameni. Când am ieșit prima dată și am ajuns în mall, acolo, trebuie să ajuns masca. Așa? Când am ieșit prima dată și am ajuns în mall, acum, când în duminicană, după ce am ieșit din competiție, bă, uite așa mă uitam, mă băgam în oameni, oamenii se băgau în mine. Se băgau oamenii în mine, bă. Așa, eu mă băgam în ei, scuze. Așa, bă, zici că... Păi și acolo la semafor, crezi că e discotecă, nebunule, o, că astea-s blocuri, semaforul e pentru mașini. Bă, după jumătate de ani de stat în jungle, tu cum ai fost? Că tu ai stat numai 3 luni și ai venit de acolo, zici. Bravo. Că... Dar vreau să menționez un lucru, uite, ăsta vine direct din junglă, direct la Capodopera, fii atent. Da, păi trebuie să iau și eu cadouri la oameni. Nu, așa cadouri, să mai îmi faci, frate? Am frați, am nepoți, am copii, am toți. De aici să-mi iei cadouri. Am toate alea. Ia îmbracă-te un pic. Ia uite că zici că s-a ce are înceapă. Eu v-am spus că o luat o raza de când vin din junglă. Uite ce scurt misești. Dacă îți pui perucă, cred că te-am un pic pe la spate așa. Ce? Arăți bine. Ce vrei să spun? Nu, nu, sunt mai bine e la soră ta training-ul ăla, pe bune. La... Hai, lasă, nu te mai lăuda. Faci? Sau de rețele cu aia. Mai poți la mageta. Ce se întâmplă aici? Am o doamnă din spate, de te vorbesc cu ea. Super. Îți place la Capodoperă? Nu. Nu-ți place, ea? Da. Nici nu. Mama ne acoperă, sărată. Ne acoperă, ne așteaptă. Așteaptă. Nu-i place că-s scump aici. Lasă că le luăm, că nu să stea atenți. Le furăm. Am venit la furat. Te ții de bătă și pe ori da, vă rog, ați cumpărat tot magazinul, mama Jet, ăștia au dat mulți bani la magazinul ăsta, să-i mai lași. Da, da, da. Eu. 100 au fost reducerea. Vă spun eu logica, Culiță a făcut foame 5 luni, o venit la Capodoperă, așa că mai face foame 5 luni. Ăsta-i desertul. Auzi că nu m-am pus să mă uit. Nu că ăla e doar la mișto, nu-i. Bă, mamă, nu-i adevărat, aia e plin. La voi, mamă, pe ce ori dat 110 milioane, uite. E la mișto, bă. Vezi? Pentru flămândul nostru. Vai de capul meu. Șaorma, tati. Vai, vai, vai. Ia și mâncă flămândul nostru. Doamne, nu mai. Deci tot vorbeam cu ăștia când eram în timp. Cum ar fi, bă, să avem noi șaorma acum? Unul a zis, ce mi zicea, tu dacă aș avea acum 1000 de euro, nu 1000, 500 de euro, dacă aș avea, aș da pe șaorma. Eu am zis, dacă aș avea 1000, 1000 de euro, aș da pe șaorma. Păi dă 1000, că ți-am o șaorma. Tu dai seama, bă. Da, pe toate, trei. Ia, uite cum n-a tu, bă. Tare bani normal. Ăsta e afacerism, bă. Haină poveste. Haină poveste. Până un alt ai să mâncăm, că sunt rupți de foame. Nu mai pot. Băștinașul. Nu mai pot. Aici se numește restaurant, zona asta. Ăștia fac mâncare aici. Am rămas cu modul survivor. Să neacă. La frumodul survivor, zic. Dacă și-a urmă mâncă așa, pe care să mă la mamă.
Ți-a făcut și mama de toate, are oalele pline. Mamă. Auzi că cum nată tomele la anul la Survivor? Și iată la sumei dau jos, că de ajunge la om. De ajunge la Survivor, nu, nu mai vezi. Dispare. Dispare de tot. Se jată. Le stau rău cu un loc, bă. Îmi dai drumul, mă duc la toporul. Da, să mai țin de ce nu știu să urmată. O urmată și... S-au învățat, să descurca pe mine. Nu știu să nu mă judecat dacă nu mai știu să conduc. Să nu râdeți de mine. După aproape jumătate de ani de stat în vile și n-am pus piciorul într-o mașină și nici mâna pe un volan, e prima oară. Hai să dacă nu mai știu. Hai să vedem. L-am lăsat pe ăsta mic să vedem dacă mai știu să conduc. Așa. Da, vede, nu știu că era de 157 da. Milioane. Stai că mama face afacere acum la telefon. Ajută-mă, Doamne. Ai grijă. Băi, ești nebun la cap. Doamne, mâncața gura ta ce dorme a fost de tine. Da, vezi, nu mai să conduci bine. Ăsta e un motiv în plus să-mi lași mie mașina. Ce prost e. Dar mă bucur că, uite, din toată chestia asta am de câștigat ceva, că ai cumpărat cauciucuri noi la mașină. Nu mă așteptam. Ai văzut? Cum? Ai cumpărat cauciucuri noi la mașină, bă, și chiar mă gândeam să cumpăr cauciucuri. Și ceva, bă, cele mai bune e Michelin. Și cele mai bune. Altceva, dar ești un scump. Nu am eu grijă. Dar tu dau banii pe ele. Bine, asta e partea a doua. Nu, astea sunt cadou din partea mea. Cadou de casă nouă. De casă nouă, de cadou de botez. Și de casă nouă, că tot să-mi facă proba. Bravo, băi. Mamă, băi, tu ești nebună. Bărma, să te bagi niște ca băi. Și frumoasă ca mama. Mamă, cum mă uiți și câteva. Mamă, și la școala de șofer, ești nebună. Asta e că am uitat ca să arici de aia de pune frumos singură. Pune că merg imediat acasă, mă, că unchii merg acum un pic la femei. Uite că am și loc. Ți-o păstra la loc frumos. Nu știu pe nebun. Bă, aici, știu. Bă, te-ai descurcat bine. Stai, să parchez ca lume. Nu o lași cu fața. E bă, da, cu fața, da. Puuu, hai să vedem. Hai, mă, că a fost ok. Hai că iau eu cheia. A plecat stup și s-a întors viesul. Mamă, mă duceam pe picioare, ia-mi vreo. Exact. Este negru. Băi, când ai venit, bă, nu vreau să-mi creadă. Deci, Marius, mi-l faci frumos. E frumos. Uite-te ce păr am în cam. O să fac o poză cu tine. Da, frate, da. Mai spune frate nevastă. Bună asta, bună. M-a pus să pun fel la pariuri ăștia. Bun, bravo. Bun, lasă. Ia mă, fită, cum și mie te rog. Mă simt ca Dori, filmează acum. Ar mai n-am declarat în jos. Final, final. Ți-a arăs nevasta poda. Să facem dacă în luta cu are de la sud în copot. Dar să ai tu după mâncați ai curat, hai că deja am trebuie să mai strâmbești, mai. Uite-te la mine că nu mă mai vezi așa. Nu mai e? Uite-te și pe mama Geta. Să rostrezi așa. O tundești pe mama Geta. La zero. La zero. Și balonci tot. Altceva, tată. Nu, zici că salt un, frate. Finețe de băiat. Nu știu cum erai tu cu clare în cap, când ai venit la Survivor. Că bine era, Gil. Bă, dar ce slab ești, bă. Mamă, cum e Știu. A terminat zilul.
cum am zis, Moz Marius, m-am dus cu de albine și am venit zis. Ți-ai venit? Da, da. Da, mă, da, 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 da. Apare și tu, om. Hai, da, welcome to the jungle. Mai arăți om acum. Bă, dar chiar, bă, te-ai pus pe cântar. Nu. N-ai un cântar aici? Nu. N-am. Ba, stai că mă uit în spate. Trebuie să te pui pe cântar, stai că te chifilei. Ce mă bucur că te-am văzut. Să te văd, mersi mult de tot, că m-ai făcut. Oricând, așa cu mare drag, oricând. Și uite aici, la Marius, care vreți să vă faceți frumos și știți ce vă faceți. Mă uit și la salon. Am uitat. De 5 luni ai uitat cum o cheamă și pe mătă. Să înțelege că dacă stau jumătate de ani în juniu, am uitat și numărul de telefon, nimic nu mai știu. Jur! Mamă! Eram deconectat tot de realitate. Îi lasă vrăjeala că stai la hotel și de toată lumea. Da. Nu, cred că stai la hotel și cu mâncare. Are copile, de aia să răbim de așa. Când o să te vadă, când o să te vadă, nu să te mai recunoască. Da, mă, jur. Nimeni să mă zici că ești culiță. Jur, nu pare. Zici că ești suliță. Suliță. Te pup, bloc. Ceau, fra. Te pup, bloc. Te-am zis. Te pup, bloc. Grijă de bani. Și mă plânge, bloc. Ai, bă, bă, nu-i toate la astea. Ăsta să-l omorâs la mic. Nu mai strânge tare că mă strânge de poate. Uite de ce am slăbit. M-am și strâns acum. Nu că m-am tuns. Dragă mea! Hai să dăm în casă. Vai, ce mare burta, nu cred! Hai să dăm! Haide! Am pus o dată scrieză pentru voi. Hai să iau de la mine. Bine ai venit acasă. Doamne, ce stabil. Am slăbit eu, am să trățăi. Ce mă te-ai făcut mai mare, Denis. Bă, ce mari sunt, că vă uită, bă, ce mari, au crescut pe oameni. Mai e că nu cred că am ajuns la asta. Dar ce fac mai slab în elică de la televizor? Pe la televizor îl îngrașă să să vadă. S-a oprit acum, că m-am preemoționat. Bă, ce faci? M-auzi? Aici tu afară. Aici afară, că am întreabă. Vai, ce bine s-a ce negru ești. A, da, bine. Dar uite ce am picioare, ia. Uite ce am de la traseele de la fia. Ia uite ce catrice am rămas. Ia uite aici, sunt plin. Și pe ăsta, pe zgâriat pe aici, uite, și pe mâini. De la junglă, mă, buze de și tâns. Am tâns, că mai puțeam, că ia pe mâini prea mare. Doamne, 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 doamne. Nu-i mai ziceți tu că se face să se simtă prost. Că ce? Că ai slăbit. Am slăbit rău, da, chiar am slăbit. Uite, stai să mă. Uite, mi se văd coastă, uite. Uai, ce brozat e, doamne. Da, da, și acum la se duc la sală și face abdomene. Mă duc, mă duc cu Denis, Denis mai cu tine. Fac aici un lucru. Mă, trebuie să pui pe tine. Păi trebuie să pun, să mă fac și eu ca tine, mă. Nu, 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 nu
cum ești acum, ai fata aia din liceu. Așa? Cum o și tu să o preascultați, nu mă duc așa. Așa? Nu ți se pare. Mă duc preascult, i-am zis. Nu ți se pare că arată mai mult cum arată în liceu acum? Ba da. Deci că-s copil. Așa ești? Copil. Deci că-s copil de la de mici, pe care așa nu s-a mici. Ce vă vreau? Nu hai să te vedem. Am ajuns la proba cântarului. Mi-e frică să mă pun pe el, nu știu ce să fac. Aveam 105 kg când am plecat la Survivor. Hai să vedem. Hai. No, nu cred. Nu cred. Băi, ești prost la cap, 88 de kg. What the fuck? Nu cred, bă, doamne. Cine m-a dus pe mine acolo? Iarcă, da. 8-8 de chile. 17 chile. Câte? 105? 17? Vai de capul. Satana mai mere, nu-i eu. A venit, bă, a venit regele. Vezi că Dori filmează, bă. Yo, Dori că filmează. Te iubesc, bă. Dori filmează, normal. Hai că te filmezi mâine, mă, frate. Salut, frate. Ce faci? Lasă, Andrei, că dăm mâine. Ați obosit, așa e? Bă, eu aș da petreceri în seara asta, bă, dacă mă întrebați pe mine. Iau, bă, iau. O, Dorică! Andrei, colegul nou, bă. N-am. Ce faci, bă? Bă! Firu, Dorică! Bă, am slăbit rău, bă, fraților, să-mi bat pula. Bă, și eu mă duc la să-mi bat pula. Slăbit rău de tot, bă, să-mi bat pula. Ia, poți să mergi. Da, luat-o și bat pula. Dorică, Dorică, am simțit. Stai cu minte, stai cu minte, stai retras. Bine, bă! Cântărescu pătrățele, mă. Neagutul ai? Bă, ești bine și tu. Băi, am cum filmează să nu fără să dea că... Băi, ești bombardier pe filmat. Cred că dacă mă acolo faci tu vlogul și filmezi eu. Normal, să mor eu. Băi, nebunilor, bă, ce dorme pot de băi să... Luci, diamant. E numărul 2 cu mai mare decât unul. Pe toți? Cel mai tare lăutar pe ăla e din viață. Nici nu te-am botat. Căutat numerele din producție, se înjure pe ăia toată ziua. Nu mai vreau să vorbesc acolo. Nu cred. O scris pe grup, băi, ia dați numărul ăia de la camera. Da, mă sună pe mine, mă, să-i dau numărul din producție. Nu cred. Nu vreau să vă făcut. Frate, avem când. Bă, da, ce formație mare are Culiță, bă! Mai slabă, să o faci cât 2. Faci cât 7, dacă mă întrebi. Bă, mă, cum mai de tine? Mă, și mai. Ce, mă, vrei să mă dă revitare? Bă, ce, mă, vrei să mă Sâmbătă, intră în pută, are cântare. Uite ce fac oamenii ăștia, duc la cântat direct.
Bă, mă, lasă, nu să-mi fac nuntă sâmbătă. Să mă agrezi că te-am văzut. Nu, coaie, bă, ce faci? A noi mai negru, ca și eu mai negru, știi? Da, doamne. Ne mai cunoaștem. Asta îmi fură meseria, bă! Ce faci? Bă, deci că nu mai ajuns doar asta, mă, sau la masă. Bă, cu Luțu, Tatianca, niște marionete, cum o
Ceancu pe vlog. I-a spus să fie cuvântul să unde afară de acolo. Căluțul, stai. Asta a fost, până la urmă, șansa vieții pentru mulți oameni, șansa de ce să fie acolo, să ajungă acolo, da. E jur că mă ajută. Da. E frumos, pe de-o parte. Vreau să și slăbesc, dar ceva. Da. Mă ajută acolo. Am trei, tu l-a răzbunit. Nu l-a răzbunit, zice mama, săracă. Auzi de ce mama? Auzi de ce mama? Se vede mult pe ochii mei că am prins în jurul. Auzi de ce mama? Se vede că l-au și mutare de toate. Dar chiar a plâns, da. Mă plâns, mă plâns, mă plâns. Mai ăla plâns, ce motive? Nu mă greșează vorba, dar... Ba, tare! Păi și-o scupat în cuplu. L-am văzut pe ăla mic, l-am văzut pe aia mic în brațe, dar parcă mi se vrea că ești vorba acolo. Spuneam că e copilul meu, că nu-i scoate de tare. Pe voi mai aveți puțin vanela, nu știu voi. Da. Fuuu, hai să familia se tot mărește, am două idei cu aia. Ce iubiricule. Băi. La mine să mă direct, mă. Băi, cum nașul ăla tău. La mine să mă direct din aia, mă. Ia cu tot cum vrei. Bine, Dori, gata, stă. Ce mai? Bă, hai musafir, bă. Bă, eu vreau. Dar tu să mă vezi. Să duc apă. Vezi, dai tu? Vezi, mai am ceapă. Da, să duc apă. Corina, te bucur, bine te-am regăsit. Vrei să bei ceva? Nu. Ce puțin la urmă? Nu, mi-a bătut nebunul, iară. Cine te-a bătut? De câini. Vreau să-mi trebuie un bidon de apă. Corina, la ce câini am? Corina, nu trebuie apă, simte-te bine, bea un pahar și vin. Uite ce mă lasă, i-a dat bani lente. Ce ți-ai cumpărat tu cu bani? Ai zis că ți-ai pită. A venit cu bine. Bă, să nu iasă câinele afară de poartă. Nu-ți telefonul meu ăștia. Dar nu cred că e așa. Ia-i, ia-i, ia-i. Nu-ți telefonul meu ăștia. Dar pușca asta, că nu era acolo. Ba da, poate. Ce mă, băi? Ia mă, pușca. Ui, cu pușca. Oh! Oh! Mă rog. Lasă-i să mă mor toți mari mei. Să mor toți mari mei. Mai dăm un bidon, să atunci tu, mai dăm un bidon. Corina, să-ți dau $5. Dar la ce să faci? Nu-mi trebuie, eu... Nu mai am bani să-ți dau de 5 lei. Dar scăia, mi dai mie, că... Ia, bagă. Bagă, ia mintele la mine. Thank you. Că mi-a rămas mai face. Mamă, ce bune asta. Hai. Ce mă bucur că ai făcut bine acasă. Te bucur că am ajuns bine, nu? Da, ce ai mai făcut Corina în toate astea în 5 lei de zile? Îți place că mai am un frățior, pe baby. Vezi? Mai am un frate. O să mă fac Corina. Nu sară pe cine, bă. Bă, blagiule, e mai greu ca tine. Cum cheamă, Nero, nu? Nero, Nero. Nero, ce faci, bă? Ce faci? Bă, 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 Jean Constantin, ce faci, bă? Ce faci? Ce faci? Bă, 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 ce faci? Ce faci, mă, grață? Bă, cât apucit, alu, bă, care, bă, ce mare pescut, bă. Bă, nu te simțeam să ne trec. Am creat dat traderii, faine, bă. Da, da, da. Te-am creat, bă. Dar o simt, bă. Are altă părere, care ai văzut-o mă ceva. Bă, bă, bă. Cate de la Z. Bă, trebuie să mă lasă. Bă, cu cantor, numai că eu sunt nemică. Da, bă, bă. Dar nu prea o îngrijești așa. Dar trebuie să o... Să la spălătorie. Să o spină cu el. Ia pune cheia prima aproape. Pune-o, arunc acolo. Da. La design seamănă. Asta e baby celălalt. Asta ce am? Ce l-a făcut? Da, e sensat. Cât e dacă am? Nu plec din altul. Nu e poate să dacă acolo. Vreau o să stăpânesc sănătoși să mai... Da, să mă lași, poți să cumpăr? Da! Lasă-ți doar să spate! Da! Nu, stai că după aia! Cu hașa! Piciorul pe frână și știi acolo, ai butonul de start. Stai că mă duc eu până acolo și vin apoi cu ea. Închide ușa. Uite, ai butonul de start lângă. Ai din ăla de cristal, schimbă doar. Da, eu ce am cristal.
Mama, am crescut direct acolo, parat. Și eu am crescut de direct în podul ăla. Dori, sper că acum dacă vrei cu lița acasă, nu mă las mergi să filmezi. Niciodată în viață. Nu mă trădezi, că le iau pe Beni dacă nu. Niciodată, Dorian. Rămân lângă cine a crescut. Parmero, mă, că de asta, uite, aici e, aici e dulapul la câine al lui Daniel. Ce dulapul? Nu ați nici, arăt. Mai trebuie să pot să vă pei. Ne luăm și noi una. Dar nu prea sunt bune de astea, mă, că nu prea sunt bune, că nu prea am văzut la lume. Da, nu, nu au mulți. Da, mă, da. Știu că s-o pus pe avarie, așa frânătare o pus. Da. Când pui frânătare, brusc, că rău. Pune mașina singură pe avarie. Bă, răză, bă, cheamă cu cuțul. Hai să-l apuc. Bă, frate, nu. Părerea, domnul. Băi, avion părăță. Bă, avion. Bă, ia să ia capul la câine. Bă, ce de după aici, mă, să mor. Bă, bă, tare, bă. Respirarea lor, trebuie, ce-am dintr-un. Ce te dă acesta? Ținu-ți mâna. Ba da! Dar e greu, trebuie să mă înveți cu mine mai mult decât atât, să trec la următorul. Acum că ai venit acasă, putem să începem așa unde ai rămas. Așa de unde ai rămas, că vreau și mă știu de asta. Vreau să fac garanta doi, dacă respect drepturile voastre ca voi să iei. Nu fac ața bani din cânt, ajur. Auzi, dacă te văd eu, că eu deja am învățat mai bine decât tine. Te ia frate, tu din urmă, vezi dacă stai acasă. Pe mine, tătare. Hai că vine altul. Poți să le stăpânim să le tăi și amândoi? Să rămâne și voi să ajungeți. Da. Și mai puternice. Eu, dacă o mai țin un an după aia, după aia aveți noastră ce-o bine. Da. Da. Fac o benzinare, nu știu, au altă viață, aici viața unui. Bine, facem acum mai bine că ai venit acasă, asta ne doream. Haideți, haideți. Deci am mâncat ca niciodată după 5 luni de zile. Prima masă, pot să zic că e prima masă, ca lumea, mulțumesc mama Geta, din tot sufletul. Vreau să vă spun că sunt foarte fericit că sunt aici în mijlocul vostru și că am așteptat de foarte mult timp să fiu alături de voi și alături de ăsta mic. Și pentru cei care ne urmăresc pe vlog, ăsta a fost, cred că, primul meu vlog, să zic așa, am din câteva vloguri de anii trecuți. Vreau să vă spun să apreciați mai mult tot ce aveți acasă, pentru că cel mai important lucru pe care îl avem noi și primit de la Dumnezeu este familia. Asta e cel mai important lucru. Oricât de săraci am fi, oricât de bogați am fi, dacă avem familia lângă noi, putem să spunem că avem absolut orice, nu, și nu ne lipsește nimic. Putem să, eu am văzut în astea 5 luni de zile cât am stat acolo în junglă, că poți să stai sub cerul liber, sub o baracă, să n-ai absolut nimic, să nu ai ce să mănânci, să nu ai lângă tine tehnologie, să nu ai absolut nimic. Și când vii acasă și îți vezi familia, să te simți cel mai bogat de pe toată planeta asta. Asta este cel mai important lucru. Cum v-am spus, poți să stai fără apă, fără mâncare, dar fără ei, eu nu știu, n-aș putea să stau. Da. Și mi-a fost... Te iubesc, Polică! Mi-a fost atât de dor de ei, credeam că nu mai ajung până atât să-i văd. Da, și vreau să vă spun și vouă să vă apreciați mai mult tot ce aveți, tot ce v-a dat Dumnezeu, să apreciați mai mult mâncarea, dragii mei, pentru că mâncarea, voi nu vă dați seama dacă nu o aveți. Încercați să stați două zile flămând, să nu mâncați nimic și să vedeți cât de mult vă zmerește mâncarea și cât de mult vă apropie de Dumnezeu. Pe mine mă apropia mult mai mult de Dumnezeu experiența asta, când stai flămând, și când stai departe de tot ce iubești tu, ai timp și spui toate gândurile în ordine și ai timp să te gândești la toate lucrurile pe care nu le-ai făcut sau pe care le-ai făcut greșit în viața ta. Și de multe ori noi greșim în fața lui Dumnezeu și suntem niște păcătoși, toți suntem păcătoși. Și acolo realizezi și te apropii mult mai mult de Dumnezeu prin chestia asta că tu nu ai lângă tine tehnologie, nu ai absolut nimic și te gândești doar la viața ta, la tot ce ai făcut și la tot ce ai făcut de aici înainte. Doar tu și natura. Exact. Trebuie să apreciați mult mai mult tot ce v-a dat Dumnezeu, să apreciați orice lucru mărunt, orice lucru mărunt să-l apreciați. Uite, că intrați în casă și că
aveți o bucată de pâine pe masă și o mâncați și că mergeți și faceți un duș, că vă spălați. Astea poate vi se par lucruri normale. Dar vă spun că pentru noi, Doamne, au fost... Când am venit acasă și am făcut primul duș, când am mâncat prima masă alături de familie, sunt niște lucruri care mi se păreau wow, acolo în junglă aș fi dat, cred că... Eu chiar vorbeam cu colegii mei, aveam bani la noi, cred că dădeam, eu aș fi dat și stare să dau 1000 de euro pe pâine acolo, așa de mult îmi doream să mănânc o pită, să mănânc ceva, sau o bucată de carne, sau orice. Și de asta vă spun, dragilor, apreciați mai mult tot ce aveți, tot ce v-a dat Dumnezeu. Și uitați că eu, la Survivor, am devenit și unchi. A devenit unchi fără să știu. Uite minunea asta. Ia, a devenit tată fără să știu. Și era să devin și tată fără să știu. Asta e frumoasă! Dar uite că până la urmă așa bunul Dumnezeu și am lăsat acasă în familia mea, că ăsta e cel mai important lucru. Și cum am spus și vouă, să vă apreciați familia și să vă iubiți mai mult între voi și tot ce aveți și tot ce v-a dat Dumnezeu. Super! Ota! Război! Război! Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul vouă celor care m-ați susținut de acasă și m-ați votat așa, atât de mult pentru că da, am văzut foarte multe comentarii, doar în mare parte au fost doar comentarii de bine. Vreau să mulțumesc din toată inima și sper că mă înțelegeți că pentru mine trofeul, uite aici, ăsta e trofeul și a trebuit să vin acasă. Așa. Și se pare că Culiță din Cântăreț a făcut speaker motivațional. Și vreau să vă zic că la anul merge la Survivor, dacă nu o să mai fie să fie gravidă, Daniela, că am planul să faci o fată, atunci mă la Survivor ăsta la războinici, eu la faimos, cum ar fi? Să merge la ăsta. Ăsta mă sparge pe traseu, eu zic să mă aștepte la final, să dau la final. Da, cum ar fi combinația între mine și Iancu? Eu la final, e pe traseu. Tu faci traseu și eu dau la final. Da, mă! Da, așa facem. Rupem! Da. Nu puteam să închei vlogul ăsta până nu... Vă arăt ce surpriză a serii, în partea lui Ghiță și a lui Andreea. Nu ăsta mică surpriză. Uitați-vă ce tort frumos mi-a dus. Survivor 2021, stai să-l iau pe bici. Mă, că ăla seamănă mai mult cu buturugă decât cu Ghiță. Cu stare, mă, e mai negru. Nu e negru, mă. Aia, dar are barba mai negru. Are barba aia, dar. Și e chinez. Tovarășul meu, buturugă. Chinez de la bătrân. Ia uitați-vă. Survivor 2021, acolo sunt faimoși, aici sunt războinicii. Stai că invers îți spus este acolo, uite războinicul, războinicul e acolo. Dar ce ai în mână, mă, ce ai? Sticla de apă, mă. Sticla de apă, ăsta, termosul. Sigur e la apă acolo. Termosul de apă. Deci, cine vrea tortul de genul ăsta să meargă la cofetăria al mama lui Ghiță din Sebeș. Mamă, ce bine miroasă. Îmi vine să mă apuc de el acum. O să mușc, vă rog, vedeți. Doamne ajută! Ce place la câine cu Ghiță.